Bună ziua și bine v-am găsit la o ediție specială a emisiunii Cocktail. O ediție care va fi o călătorie în adevăratul sens al cuvântului, pentru că alături de invitatul meu din această seară, Cezar Zăinescu, ne vom plimba prin Anglia, ne vom plimba prin Brazilia, ne vom plimba prin Rusia, vom discuta despre câteva studii, vom discuta despre ceea ce a însemnat oportunitatea de a studia în cadrul Universității Oxford și totodată vom ajunge să descoperim cum alege un tânăr care și-a făcut studiile la Oxford să se întoarcă în orașul natal. Dar până să ajungem la această parte, Cezar, aș vrea să încep cu tine, să îți mulțumesc pentru că mi-ai acceptat invitația în această seară. Și să te întreb ce mai faci. Uite, bine, aș vrea să încep prin a te saluta din nou, după atâta timp în care ne-am mai văzut, și să spun bună ziua și telespectatorilor tăi, care, printre care sunt și mulți cunoscuți de-ai mei. Sunt convinsă că sunt, cu atât mai mult știu că unul dintre profesorii noștri foarte dragi ne urmăresc în această seară. Și vom ajunge și acolo să discutăm despre acest profesor care a însemnat destul de mult și în viața ta și în viața mea. Însă, până atunci, au trecut 5 ani de când ne-am cunoscut, 5 ani de când ți-am luat primul interviu. Da, cred că da. Cred că am putea să dăm un pic din casă și aș vrea să începem cu partea aceea amuzantă pe care chiar o discutam înainte să intrăm în direct. Momentul în care mi-aduceam aminte că, știind că tu ești student la Oxford, când te-am contactat pentru acel interviu, te-am rugat într-un mesaj foarte formal să mă treci în lista ta de așteptare, să-mi faci o programare. Și bineînțeles că atunci mi-ai dat un răspuns destul de formal la momentul respectiv, pentru că mai târziu să aflu că chiar ai avut o fază amuzantă. Ia povestește-ne puțin. Bine, eram în timpul meu liber în acel moment, nu aveam cine știe ce programări, cine știe ce evenimente. Eram cu toate la zi și aveam destul de mult timp liber. Și stăteam cu niște prieteni și deodată primesc pe telefon un mesaj destul de lung, care necesita destul de multă lectură. Am fost surprins că m-a căutat cineva, nu știam nimic, dar sigur, mi-a făcut plăcere să îți dau informații despre Oxford, despre cum se ajunge acolo, cum de altfel am mai chemat și multă altă lume și am mai ajutat în procesul de aplicare și i-am încurajat să aplice și ei. Cumva în HDU s-a și format așa un grup al oamenilor care aderă către zona asta și eu am aplicat la vremea mea, doar că și eu m-am întors din diverse motive. Și totuși, cum a început dragostea ta pentru domeniul pe care l-ai studiat la Oxford și haide să ne povestești un pic și despre ce ai făcut tu la Oxford? Despre cum a început dragostea mea pentru chimie, sigur. Eram în clasa 7-a și de-abia începusem să studiez chimia. Nu eram foarte pasionat, pasiunea a venit cu timpul. Îmi plăcea matematica și mă pricepeam la matematică. Aveam o profesoară, doamna Onțeluș Adriana, probabil o cunosc mulți telespectatori, care nu este chiar favorita tuturor elevilor, dar este o profesoară extraordinară. M-a pregătit mai mult la insistențele ei decât la insistențele mele. Și de când am avut contact cu Olimpiada, cu problemele pentru Olimpiadă, îmi plăcea mult cum mă antrenau, cum mă puneau să gândesc. Asta sună foarte interesant când te gândești că destul de mulți oameni din generațiile ceva mai în vârstă se gândesc că generațiile noastre nu mai studiază, nu mai vor să se implice în viața asta academică. Și cu toate astea tu ai făcut-o și cu niște rezultate excepționale de altfel, pentru că ești olimpic, național și internațional, dacă nu greșesc eu. Aproape internațional. Aproape internațional. O să mai trecem și prin asta o dată. Să încep cu generația. Problema la noi este un decalaj foarte mare. Avem foarte multe vârfuri și foarte multă lume care este lăsată acolo. Nu este vina lor că sunt lăsați acolo, pur și simplu așa este sistemul, așa se întâmplă. Ar putea fi ajutați și de obicei dacă rămâi în urmă este foarte greu să ții pasul apoi. Și totuși, tu cum ai reușit să îți organizezi timpul, să-ți faci temele, să ai timp pentru viața ta, pentru prietenii tăi, pentru pasiuni? Tu ai foarte multe pasiuni și o să discutăm și despre ele. Și pentru olimpiade. Mie chiar îmi plăcea matematica și celelalte științe reale. Și eram mereu
în față sau la pas cu temele, cu tot ce mai era legat. Dar ce era deosebit la mine era că le făceam din plăcere. Am foarte mulți colegi care erau mereu agasați de matematică, nu voiau să mai audă unii dintre ei, sau și transferat la filo, la liceu, pentru că nu mai puteau. Nu neapărat pentru că nu erau buni, știau, dar pur și simplu se simțeau foarte stresați. Și nu toate lucrurile sunt pentru toți. Asta e destul de neînțeles la noi. Și în alte locuri se pune mult contextul pe mai puține discipline legate. Un exemplu, la noi se dă bacalaureatul, se dă și română și matematică și ceva la alegere. Dar și româna și matematica combinate însumează ceva foarte vast. De exemplu, în Anglia ei au niște examene, A-levels, în funcție de care sunt admiși la facultate. Și de pildă, pentru chimie ar fi trebuit să dai la chimie, la biologie, matematică și fizică. Și în funcție de rezultatele pe acele discipline erai admis, nu în funcție de un rezultat general, de o medie generală din urmă. Și cum ai ajuns de la matematică la chimie? Eu știu așa fac povestea, dar probabil că cei de acasă se întreabă, de la matematică la chimie? Și tu și profesezi în domeniu folosind acum chimie. Da. La matematică era ceva mai competitiv și depindea de asemenea și de noroc destul de mult. La matematică, dacă nu te-ai prins la început de problemă, deja e spre 0 puncte din 7. La chimie puteai să scoți destul de multe puncte pe parcurs. Și s-a lipit de mine, efectiv. Când, în măsură ce rezolvam mai multe probleme, cu atât învățam mai mult, ajungeam în locuri noi, cunoșteam oameni noi și continuam să învăț. A fost cumva o dragoste la prima vedere, cum s-ar putea spune, sau ceva ce s-a dezvoltat în timp? Nu, a fost ceva ce s-a dezvoltat în timp. Și dacă s-a dezvoltat în timp, acum evident că ajungem la partea aceea care îmi place mie, în legătură cu oamenii. Ai avut niște mentori care te-au îndrumat în sensul ăsta? Sau ai avut niște oameni pe care îi admirau și făceau parte din domeniu? Cum mai precis a evoluat? Da, am avut destul de mulți mentori. După cum v-am zis și mai devreme, am avut-o pe profesoara mea din generală, doamna Mânțeluși Adriana, care mi-a dat interesul pentru chimie. Apoi, când am ajuns la prima olimpiadă națională, l-am cunoscut pe domnul Marius Andru, și el buzoian ca al nostru. Pe vremea aceea era președintele Academiei Române, dacă nu mă înșel, și în fiecare an era președintele Comisiei Olimpiadei. Și apoi, când am intrat la liceu, am cunoscut-o pe doamna Gaitanovici, o profesoară foarte drăguță, foarte bună cu toți elevii ei, care în continuare a fost fix ce am avut eu nevoie pentru a progresa mai departe. Și desigur, mulți profesori de la Oxford, pe care nu-i pot enumera acum. Bun, și în parcursul ăsta, pentru că să zicem că m-am lămurit așa cu școala generală, cu liceu, e cumva de înțeles cum a evoluat. Dar cum ai ajuns? Pentru că în parcursul ăsta tu ai avut foarte multe decizii din astea, wow, șocante, interesante, majore de altfel pentru viața unei persoane. Cum ai ajuns de la un student în HD-ul care își evalua perspectivele să alegi chiar să mergi la Oxford? Nu vedeam foarte multe opțiuni. În țară puteam să mă duc ori la universitate, ori la politehnică. Dar deja studiasem cu profesorii de acolo în timpul pregătirii pentru lotul internațional de chimie. Era bine, era ok, dar se putea și mai bine, se putea și mai specializat. Nu voiam chiar să învăț tot spectrul. Și m-am luat și eu după mai multă lume, am văzut ce opțiune am, am ales între diferite țări, America, Anglia, Franța. Principalul a fost faptul că atunci Marea Britanie era în Uniunea Europeană și că se vorbea limba engleză, cu care eram foarte familiar. Bun, și a venit momentul în care ți-ai depus dosarul, ai primit acceptul de la Oxford. Cum a fost momentul în care ai primit acceptul final? Pentru că, pentru cei care nu știu, procesul de aplicare în străinătate este etapizat și ai trecut prin mai multe ok-uri, să spunem așa, până când ai primit răspunsul final. Dar momentul în care ai primit răspunsul final și ai știut că vei fi student la Oxford? Trebuie să recunosc că am rămas puțin blocat, după care m-am bucurat cât am putut să mă bucur, dar
nu a durat extraordinar de mult. Aveam alte preocupări pe atunci. Eram clasa 12-a, urma olimpiada, urmau mai multe evenimente. Examenul de bacalaureat pe care l-ai trecut cu brio și fără niciun fel de probleme. Da, nu s-a pus problema. Am dat și bacalaureatul olimpicilor în anul acela și aveam rezultatele mai devreme. Deja știam că sunt admis la Oxford de prin iunie, cred. Bun, și ajungem acum la următorul moment, în momentul în care ai ajuns la Oxford. Cum se simte un student care și-a dorit acest lucru în momentul în care ajunge acolo și intră efectiv în universitate? Pentru că universitățile, tot la fel în Anglia, de obicei au un campus. Oxford nu face excepție și avea un campus universitar. Deci momentul în care ai mers pe alea aceea și ai știut că te duci să-ți iei cheia de la cameră în primire. Da, a fost o experiență minunată. Campusul Oxfordului este mai exact întregul oraș, cu 33 de colegi și destul de multe departamente, un departament pentru fiecare disciplină. Când m-am simțit așa încă de la interviu, să știi. A doua fază a procesului de admitere este un interviu cu profesorii de acolo. Toate colegiile erau clădiri destul de vechi, de peste 500 de ani, cu o arhitectură specifică, bine întreținute, și era parcă de vis. Și dacă mi-amintesc eu de când am studiat partea aceasta de interviu pentru Oxford și pentru că încercăm să mai mișcăm niște lucruri în zona asta de educație, poți să-mi povestești puțin despre cum arată un interviu la Oxford? Este destul de relaxat, sincer. Profesorii își dau seama că ai emoții. Mai încep cu o glumă, te reasigură, îți spun că totul este ok, încep cu întrebări mai ușoare și pe măsură ce răspunsurile avansează în dificultate, te mai ajută la întrebări, îi interesează mult mai mult modul în care gândești decât ceea ce știi. Și crezi, asta fiind o întrebare adițională, crezi că asta ar trebui să se schimbe și la noi? Că ar fi benefic, tu fiind un student care a trecut și prin sistemul de învățământ românesc și prin sistemul de învățământ britanic? Da, cred că ar fi foarte benefic să reușim cumva să implementăm un astfel de sistem și la noi. Desigur și foarte greu. Este nevoie de mult timp, mulți oameni dedicați și de o viziune comună. Și acum, pentru că am deviat puțin și eram la partea în care ai ajuns la Oxford, prima zi la Oxford, primul moment în care, ok, ai ajuns în cameră, presupun că ți-ai lăsat bagajele și după, cred că ai ieșit, adică presupun că voi să vezi împrejurimile. Cum a fost momentul ăla? Ce ai simțit atunci? Mă simțeam ca și cum aș fi trecut prin portal. Eram ca într-o altă lume. Era cu totul neobișnuit. Nu mai fusesem des în străinătate înainte, mai ales în Oxford, care nu este... Tot orașul are un aspect medieval, de castel, de... Dar țin să precizez că nu am fost chiar prima zi de școală. Ei au oferit și un program de adaptare pentru studenții străini, care a durat o săptămână. Deci prima săptămână ne-am adaptat cu modul de predare, cu tot ce mai era. Și prima săptămână oficială pentru studenții de anul întâi este o săptămână fără cursuri. Este o săptămână de comunicare, cu petreceri, cu activități. Te înscrii în diferite grupuri, societăți, cluburi sportive și ești încurajat să ai toate aceste activități pe lângă cursuri, să-ți umpli timp cu ceva, să-ți găsești oameni cu care te înțelegi cel mai bine. Fraza asta cu să-ți umpli timpul cu ceva sună foarte interesant, pentru că probabil că, și, adică și eu îmi imaginam înainte și probabil că și alți telespectatori care ne urmăresc își imaginează, că dacă ești student la Oxford, cu siguranță nu mai ai timp liber. Care e timp liber? Cum arăta programul tău? Și în ce cluburi te-ai înscris de altfel? Depinde de individ. Eu am avut foarte puține dificultăți în primul an. Știam majoritatea materiei de la olimpiadă și din alte locuri. De exemplu, am avut și matematică în primul an și toată matematica o știam deja din liceu. Era pur și simplu nivelul la care eram noi. Era mai mare decât acolo. Ca și cluburi și societăți am ezitat puțin la început ca să nu-mi acopăr chiar tot timpul. Voiam neapărat să încep un sport sau să continui un sport. În timpul
școlii generale și al liceului, am făcut handbal și am avut și niște rezultate și m-am gândit să încerc și acolo să continui. Dar nu era ceva foarte popular, nu se făcea, se făcea, dar nu cum, cum mi-aș fi dorit eu să, să se facă. Și m-am orientat la ceva ce era, ce făcea foarte multă lume pe acolo, ceva ce era competitiv, ceva ce aș fi putut să fac acolo și nu în altă parte. Și m-am înscris în clubul de canotaj al colegiului. Bun. Clubul de canotaj. Clubul de canotaj al Oxfordului, chiar. Al colegiului. Sunt 33 de colegii. Așa. Dintre, și fiecare colegiu are multe echipe. Colegiul la care am fost eu a avut 5 echipe de novici în anul în care m-am înscris și eu. Am reușit să ajung chiar în prima barcă a colegiului și să am destule rezultate și la canotaj, dar la echipa universității se ajungea foarte greu. De obicei erau și olimpici la canotaj care ajungeau și era un sport foarte competitiv în Anglia. Am înțeles. Bine, și presupun că da. Dar din moment ce tu te-ai întors și ești aici, se pare că acest hobby, de fapt, nu te-a îndepărtat de pasiunea ta de chimie. Este o pasiune pentru chimie, dar este și o pasiune pentru cercetare și pentru a rezolva probleme. Hobby-ul, trebuie să spun că l-am lăsat în anul 2, când nu mai aveam atât de mult timp. Era foarte solicitant, erau câte 2-3 ore de 4 ori pe săptămână, probabil, și la ore foarte de dimineață, ca să nu încurce cursurile și alte lucruri. Scuze, am uitat ce Acum voiam să mai completez tu cu câteva detalii din experiența ta, pentru că vreau să trec la următoarea întrebare, care este o întrebare mai degrabă amuzantă, dar cum te-ai simțit tu în momentul în care ai ajuns acolo la Oxford? Și, de exemplu, pentru cei care nu știu sau poate că nu au făcut conexiunea încă, filmul Harry Potter s-a filmat la Oxford, în colegiile Oxfordului. Și da, chiar sala de mese care apare în filmul ăsta care a făcut În conjurul lumii este sala de mese la care ai mâncat și tu în probabil fiecare zi a timpului pe care l-ai petrecut acolo. Cum te simți să intri acolo și să stai, de exemplu, pe locul pe care a stat Harry Potter în film? A fost foarte ciudat primele dăți și primele săptămâni, dar apoi a devenit o obișnuință. Chiar începusem să mă simt ca acasă, și acolo, și aici. Și când mă întorceam aici, mă simțeam ca și cum mă întorc acasă, dar și când mă întorceam acolo, simțeam că era totul cunoscut și familiar. Și prietenii nu ți trimiteau mesaje pe principiu? Băi, dă-ne și nouă o poză de unde a mâncat Harry Potter, nu știu, dă-ne și nouă niște poze de unde s-a filmat. Am fost atent să fie destul de multe poze în primul an când am ajuns acolo. Am capturat tot ce puteam să capturez în imagini și am trimis, am postat. Am avut mulți prieteni care m-au întrebat cum e, ce se întâmplă. Și pentru că toți suntem la prieteni, acolo ți-ai făcut prieteni, ai descoperit oameni interesanți? Da, și acolo mi-am făcut mulți prieteni și străini, dar foarte, foarte mulți români. Și în primul trimestru al primului an mi-am făcut extraordinar de mulți prieteni, dar ce am observat, străinii sunt mult mai, nu neprietenoși, puțin mai reci decât românii. Probabil și o chestie de naționalitate, patriotism, dar mă înțelegeam bine cu ei, dar efectiv, când pierdeai contactul pentru o perioadă, nu mai se răceau lucrurile, nu mai era o relație strânsă. Și asta este unul din motivele pentru care m-am întors. Mă bucur că spui asta, pentru că este de obicei unul dintre răspunsurile cele mai frecvente pe care le dau oamenii care sunt întrebați de ce s-au întors înapoi acasă. Dar tu, până să te întorci acasă, ai mai plecat, pentru că nu a fost suficientă activitatea ta de la Oxford, tu ai mai făcut și diverse proiecte de cercetare, printre care primul proiect despre care știu eu fiind în Brazilia. Da. A fost un proiect în care încercam să găsim un ser care să contracareze efectul veninului unui șarpe. L-am găsit prin intermediul universității. Chiar eram încurajați și am aplicat la internship-urile acestea
în special pentru că aveam și mulți prieteni care aplicau, prieteni care au mai fost, știu chiar alt român care a mai fost la un internship asemănător în același loc, cu 2 ani înaintea mea. Și am ales ceva ce era cel mai apropiat de specializarea mea. Bun, și cum se desfășoară un astfel de proces? Pentru că, uite, de exemplu, dacă mă gândesc eu ca om care nu are legătură cu domeniul, să găsim un ser pentru un venin al unui șarpe. Ok, dar de unde începem? Ce se întâmplă? Proiectul era deja în desfășurare. Veninul șarpelui nu are o singură substanță și deja exista un ser cu o eficacitate mai mare sau mai mică asupra anumitor componente ale veninului. Și rămâneau de adresat celelalte componente. Și acolo am intervenit noi. Era un proces de sinteza unor proteine care să se conecteze cu părțile pe care voiam să le anihilăm din veninul șarpelui și astfel să-l neutralizeze. Și de ce era asta important? Pentru că poate cineva se întreabă, dar ok, de ce să găsim acest compus chimic? De ce ne trebuie? Bine, în Brazilia este o problemă mare cu animalele sălbatice, șerpi, păianjeni și așa mai departe. Deci era o nevoie destul de mare. Am mai lătrat unui proiect în desfășurare și erau multe alte astfel de proiecte. Și până la urmă l-ați găsit? Am găsit ceva cu și am reușit să îmbunătățim eficacitatea vaccinului cu serului cu 11%. Și asta este mult sau puțin? Este ok, având în vedere că am neutralizat o singură componentă. Bun. Este destul de bine. Asta fiind doar primul proiect. Da. Dar pe lângă partea aceasta de cercetare din Brazilia, ce-ți mai amintești din acea perioadă? Ce a mai fost interesant sau frumos? Sau ce ți-a rămas în minte și a rămas cu tine? Din acel internship sau din, din alte proiecte? Din acel internship, da. Foarte mulți oameni prietenoși, oameni dedicați pe care îi găseai acolo și atmosfera, prieteni. Am avut și, înainte să plec, am încercat să învăț puțin portugheză, pentru că știam că nu o să mă înțeleg foarte bine cu multă lume decât cu, în afară de profesori și cine mai era acolo. Și am fost foarte, foarte surprins să văd cât de prietenoși sunt. Aveam o portugheză foarte stricată, învățată în 2 luni pe Duolingo. Dar am reușit să mă descurc chiar foarte bine și să comunic cu multă lume cu care altfel n-aș fi comunicat. Și a fost un schimb de experiențe extraordinar. Și dacă ne urmăresc și tineri, să spunem, care deja probabil că sunt captivați de povestea asta ta, cu toate aceste plimbări, cu toate aceste lucruri pe care le-ai descoperit, i-ai încurajat să participe în astfel de proiecte? Da, încurajez să participe la cât mai multe internship-uri, la cât mai multe oportunități, au ocazia să aplice. Nu trebuie să fie ceva efectiv pe domeniul lor, pot să caute ceva și apropiat și să învețe noi tehnici, noi cunoștințe care o să-i ajute pe viitor. Și acum este momentul, pentru că mai încolo nu o să mai fie timp de astfel de experiențe. Mai încolo însemnând după când terminarea facultății. Da, corect. Acum, ce-i drept, tu ești deja în câmpul muncii și profesezi, deci presupun că poți să faci afirmația asta. Dar după Brazilia a urmat Rusia. Rusia, da. Și despre Rusia ce ne spui? Ce s-a întâmplat în Rusia? Rusia, trebuie să spun că este foarte apropiată de România, ca și arhitectură și ca și mentalitate. M-am simțit foarte familiar și acolo. Foarte ca acasă, presupun. Și mâncarea lor este apropiată de a noastră. Aș putea spune că suntem puțin în fața lor, ca și orientare spre progres. Ei sunt mult mai tradiționaliști. Ai simțit că îți lipsește ceva de acasă atunci când erai în Rusia? Nu chiar. Nu când am fost la internship-uri, dar mai mult în timpul facultății. Am simțit că îmi lipsește conexiunea așa cu niște prieteni buni, să vorbesc și eu în limba română, pentru că
mă pricepeam, vorbeam la perfecție engleză, dar nu este același lucru. Când te așezi la masă, la cină, nu mai ai atâta ambiție să comunici, să vorbești, vrei să te relaxezi. Și nu mă simțeam perfect relaxat și nu erau chiar subiecte de discuție atât de interesante. Dar când am fost în Brazilia și în Rusia, nu s-a simțit, pentru că am fost câte 2-3 luni în fiecare parte și știam că e o experiență temporară, a fost aproape ca o vacanță. E foarte bine că ducându-te să lucrezi simți că a fost ca o vacanță. Asta înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Ca viitor și ca țară, cel mai la asta mă refer. Dar în Rusia, mai specific, ce ai studiat? Pentru că eu sunt foarte curioasă. Ce anume ai încercat să descoperi acolo, să găsești? Ce problemă existențială a umanității ai încercat să mai rezolvi? În Rusia a fost un internship pe chimie farmaceutică și am încercat să dezvoltăm un medicament antiinflamator. Știu, deja sunt multe medicamente antiinflamatoare, dar încă se mai dezvoltă, pentru că ce avem acum poate provoca alergii la unii oameni și e bine să avem o gamă variată. Și am luat de la zero niște compuși targetați, niște compuși presupuși a fi antiinflamatori și i-am sintetizat. Asta fiind o explicație pe care o dai tu fiind din domeniu, dar din nou, I-am pentru luat. Mine, care nu sunt din domeniu. Gândește-te la paracetamol, așa, doar că mai complex, și l-am luat din ce găsești aproape în natură și l-am adus până la stadiu de pastilă, de pulbere. Și apoi am încercat această substanță pe culturi de celule și apoi pe șobolani de laborator, cu diferite rezultate. Și rezultatul final al acestui studiu a fost? Unii compuși au fost mai buni decât alții. Niciunul nu se ridică la un nivel chiar farmaceutic. Dar a fost o experiență foarte interesantă și mă bucur chiar că ne-am apropiat. Ca și testare, luau piciorul șobolanului, îl băgau în apă, vedeau ce volum înlocuiește, după care îl iritau cumva pentru a genera o inflamație, îi măsurau iar volumul, apoi aplicau medicamentul și într-un interval măsurau iar volumul să vadă cât a scăzut. Și astfel s-a testat eficacitatea compusului. Și în perioada următoare urmează să avem un antiinflamator despre care vom ști că un buzoian de-al nostru a lucrat la el sau mai durează? Nu știu, având în vedere că a fost în Rusia, tot ce se poate, s-ar putea să iasă cu alt nume, nu știu. Am înțeles. Bun, e un demers cel puțin interesant. Presupun că asta se întâmpla în ultima ta vară la Oxford. Da. Și după asta a urmat din nou niște studii. Știu că ți-ai făcut și masterul la Oxford. Da, ultimul an a fost de master, a fost un proiect de cercetare, care la început mi-a plăcut foarte mult. Dar pe măsură ce treceau zilele în laborator și erau cam la fel și rezultate aveam, dar erau pur teoretice, mi-am dat seama că nu asta aș vrea să fac în continuare. Deci asta a fost ca un fel de moment de evrica, în care presupun că ai început să evaluezi perspectivele pe care le aveai. Da. Și acum, dat fiind faptul că tu terminai cu o licență acreditată de Universitatea Oxford și cu un master recunoscut de Universitatea Oxford, presupun că aveai foarte multe variante. Nu știu, probabil că puteai să rămâi în Anglia, puteai să pleci în state, puteai să alegi probabil cam orice țară de pe globul nostru. Și cu toate astea, tu ai ales România. Și nu ai ales România București sau România Timișoara, Oradea, Cluj sau orice alt oraș mare, ci ai ales Buzău, orașul tău natal. Cum s-a întâmplat asta? Trebuie să spun că am ales să mă întorc înainte să-mi găsesc ceva. Deși aveam și oferte și aveam și oportunități, eram deja decis să mă întorc și m-am întors acasă și am început să-mi caut între Buzău și București, pentru că era aproape cât de cât. Și am fost foarte surprins să găsesc o oportunitate în cercetare chiar aici la Buzău, la Ductil, firmă deținută de Lincoln Electric. Și ce se întâmplă acum în viața ta, dat fiind faptul că ești aici?
Pentru că dacă mă gândesc la o firmă cu sediul la Buzău, nu mă gândesc neapărat la un laborator de cercetare, așa cum probabil am văzut în filme. Și cu toate astea, tu faci cercetare acolo. Avem un mic laborator, să-i spunem, de cercetare, care este lângă fabrică. Și noi producem consumabile pilot în laborator înainte de a le da drumul în producție. Și le testăm. Și bine, trebuie să le și adaptăm. Sunt foarte multe provocări, mai ales pentru că este un câmp nou pentru mine. Bine, a fost. Deja lucrez de un an acolo și am început să învăț destul de multe. Sunt foarte familiar cu ceea ce fac și trebuie să spun că îmi place. Bine, dacă mă gândesc la câte provocări ai acceptat de-a lungul timpului, cred că ție îți plac provocările prin natura ta, nu numai în acest caz. Dar de unde vine această dorință a ta de a lua întotdeauna noi provocări, de a evolua, de a fi mai bun, de a-ți perfecționa obiectul activității? Nu știu. Ar putea fi și faptul că mă plictisesc destul de repede cu cu activitate repetitivă, cum s-a dovedit să fi și cea din anul de master. Chiar dacă erau diferite chestii, era foarte multă muncă repetitivă și nu voiam să fac chiar asta tot timpul. Și aici, făcând cercetare în industrie, unde informațiile sunt limitate pentru că sunt deținute de competitori, sunt foarte multe de învățat și sunt foarte multe surprize care te așteaptă oriunde. Care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai tu până acum de la Oxford, dar și de la noul loc de muncă? De la Oxford. Mai greu să mă gândesc. E o întrebare complicată, presupun. Bine, nu intenționam să fie o întrebare simplă, că dacă ar fost o întrebare simplă, probabil că nu mai era interesantă și nici provocatoare. Printre cele mai frumoase de la Oxford sunt, aș putea să spun două, trei, nu pot să fac distinția. Unul a fost când am câștigat a doua divizie la canotaj în primul an cu colegii de la echipă și al doilea, și tot pe acolo sunt mai multe evenimente organizate chiar de Societatea de Români. Și culmea, au fost niște evenimente destul de marcante. Era ceva destul de rar, având în vedere că eram înconjurat toată ziua de străini, să mă duc la o petrecere și sau o adunare sau un eveniment și să găsesc acolo 100 de români sau mai mult, toți prin toate disciplinele pe care ți le poți imagina. A fost ceva fascinant. Și cum se simte o astfel de comunitate de români într-un astfel de context? Pentru că am fost și eu un semestru în Anglia, dar acolo era o comunitate micuță. Tu vorbești deja de o comunitate de 100 de studenți. Care este feeling-ul pe care l-ai în momentul în care ajungi acolo și trăiești cu ei momentele acelea? Cred că toți au o senzație de apartenență, de familiaritate. Sunt și puțini români care s-au împrietenit cu străinii și nu prea treceau pe la evenimente și nu știau de Societatea de Români, dar era în proporție de 10% maxim. Restul, marea majoritate, se regăseau destul de des. Ci știam unii de alții. Ai cumva și colegi români sau poate chiar buzoieni care au ales să rămână în Anglia sau să își continue drumul la Oxford? Trebuie să recunosc cu rușine că nu prea m-am mai interesat, pentru că astfel de întrebări sunt destul de dificile. Când ești în ultimul an, nu prea îți place să spună cineva întrebarea și acum ce. De asta nici nu i-am întrebat. Dar bănuiesc că cel puțin doi au rămas în continuare acolo să facă un doctorat. Mai știu încă un elev care încă este la master și mai știu și oameni care au rămas prin Marea Britanie, au plecat prin America sau lucrează chiar și în București. Și cu toate astea, tu, întorcându-te, îmi accentuează această dorință de a înțelege cum s-a întâmplat asta și de ce s-a întâmplat asta. Întoarcere, propriu-zisă? Da.
nu mă simțeam, simțeam că îmi pierd timpul acolo. Mă gândeam la viitor și nu arăta așa frumos după 10 ani petrecuți acolo, 8-9 ore de muncă în fiecare zi, într-o altă comunitate, pentru că dacă aș fi fost să fac altceva și plecat în altă regiune a Angliei, n-aș fi stat tot în Oxford. Poate la un doctorat în Oxford, dar ar fi fost multă muncă care n-ar fi fost pentru mine. Există măcar un lucru de care îți este dor atunci când te gândești la anii ăștia pe care ai petrecut în Anglia? Clar nu bucătăria engleză. Din Oxford îmi este dor de peisaj, de tot ce vedeam în jur, de arhitectură. Și atunci când erai acolo, de ce îți era dor când te gândeai la casă? De mai multe lucruri. Presupun că, în primul rând, de bucătăria românească. Și printre altele și asta. De familie, de prieteni și de niște peisaje de ale noastre. Ai un loc preferat la noi în țară? Greu de ales. Pentru că sunt prea multe? Sunt destul de multe pe care le-am explorat chiar recent. Și, sincer, n-aș putea să aleg dintre ele unul preferat. Dăm câteva exemple, pentru că din moment ce te-ai întors și din moment ce ai ales să construiești pentru comunitatea ta, este clar că tu ești și puțin naționalist sau puțin mai mult naționalist. Și atunci, haideți să facem și un pic de promovare țării noastre. Haideți să vedem care sunt acele câteva locuri prin care te-ai plimbat tu și care ți se pare că sunt cel puțin la fel de frumoase ca experiențele pe care le-ai avut în străinătate. Bine, cel mai mult îmi place să mă plimb prin natură, pe la deal, pe la munte, și să opresc la întâmplare în locuri nevizitate, în locuri mai puțin cunoscute, și sunt surprins de câte lucruri și câte peisaje pitore găsesc pe acolo. Dar și dintre locurile cunoscute pot să numără munți, lacuri, trasee alpine. Tu, din câte mi-aduc eu aminte, din discuțiile noastre, ești pasionat și de un sport care mie mi se pare extraordinar de extrem, deși exprimarea nu e ca la carte. Urcatul ăsta pe munți, drumețiile astea montane, care mie mi se par o corvoadă, mi se pare imposibil de făcut și probabil că acum cei care ne cunosc și se uită la această emisiune chiar râd cu lacrimi, pentru că mi-aduc aminte când am fost eu într-o excursie cu doamna Gaetanovici și la un moment dat eram pe la marginea grupului și deși teoretic aveam, nu știu, 18 ani, 17 ani, ceva de genul ăsta, și ar fi trebuit să urc fără nicio problemă, eu mă simțeam ca la 50 de ani. Știu că la tine lucrurile stau diferit. Cum e cu pasiunea asta pentru natură? Și pentru munte, mai ales. Eu mă simt foarte bine în mișcare, mai ales prin natură. Așa că o paranteză, îmi place foarte mult să alerg prin crâng. Nu pe unde este asfaltat, pe pământul gol. Ceea ce nu fac momentan pentru că sunt destul de mulți în țari, dar primăvara și toamna este absolut minunat. Simți că ai mai multă energie, aerul este curat, nu știe multă lume potecile, deci este destul de liber. Și îmi place să fac asta prin mai multe locuri, pe oriunde ajung, unde găsesc trasee. Mi-amintesc de pildă unul acum până la Cascada Duruitoare, din Durău. Știu că am mers, ultima oară când am mers, am calculat prost și am rămas fără apă undeva la urcare. Și la 10-20 de minute am găsit un izvor care trecea efectiv prin mijlocul drumului. Cu o apă foarte bună, foarte curată, am păstrat apă de acolo și am adus și acasă ca să mă țină câteva zile. Asta e o amintire foarte frumoasă. Abia aștept să mai depunem câteva amintiri și să trecem și la câteva subiecte puțin mai interesante cu privire la ceea ce s-a întâmplat în activitatea și în experiența ta la Oxford și cu atât mai mult în zona domeniului tău. Dar până atunci luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim din nou tot aici pe Campus TV.